rog să deschideți împreună cu mine la Evanghelia după Ioan, capitolul 17. Continuăm călătoria noastră prin Evanghelia după Ioan. Ne apropiem, așa cum știți, de finalul acestei Evanghelii și ne aflăm la câteva momente de pătimirea Domnului Iisus Hristos, de jertfa Domnului Iisus Hristos. Și în această dimineață vrem să începem să ne uităm la acest pasaj care va începe această rugăciune a Domnului Iisus Hristos, rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii Lui, pentru toți cei care sunt copiii Lui din această lume, o rugăciune care cred că rezonează de-a lungul secolelor, nu este o rugăciune statică, este o rugăciune cu un impact, cu o semnificație pentru orice creștin, pentru orice generație care citește aceste cuvinte a Domnului Iisus Hristos. Și vrem ca în această dimineață să ne uităm la primele 5 versete din acest capitol și să facem câteva observații despre acest pasaj, din aceste prime versete, din această introducere în rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Vom continua în amănunt să ne uităm la această rugăciune. Această dimineață vrem să fie doar o scurtă introducere la acest pasaj. În primul rând trebuie să afirmăm că avem de-a face cu o rugăciune a Domnului Iisus Hristos. Ăsta este cumva contextul în care ne aflăm. Ceea ce face acest text deosebit de interesant și deosebit de important, pentru că deși în Scripturi, în Evanghelie, avem foarte multe mențiuni despre faptul că Domnul Iisus Hristos s-a rugat, despre faptul că avea un obicei de rugăciune, avem doar 6 rugăciuni a Domnului Iisus Hristos care sunt înregistrate în Sfintele Scripturi, unde avem cuvintele Domnului Iisus Hristos, sau cel puțin o sumarizare, sau un fragment din cuvintele Domnului Iisus Hristos. Contextul rugăciunii o face pe aceasta să fie deosebit. Contextul acesta intim în care avem notate cuvintele Domnului Iisus Hristos în rugăciune. Ne aflăm împreună cu Domnul Iisus Hristos, cu ucenicii Săi, într-un context restrâns și avem parte aici de rugăciunea Domnului Iisus Hristos pentru ucenicii Săi, pentru credincioșii care urmau ca să fie în lume și avem această rugăciune întipărită pe paginile Sfintei Scripturi, avem această rugăciune înregistrată pentru noi. Și asta este ceva deosebit. Versetul 1 ne spune, după ce a spus aceste lucruri, adică discursul care l-am studiat până acest moment, Iisus și-a ridicat ochii spre cer și a zis. Suntem în mijlocul acestui moment intim dintre Domnul Iisus și ucenicii Săi, iar în cadrul acestui moment deosebit de intim, avem parte de un moment și mai intim. De momentul în care Hristos ridică ochii spre cer și se roagă Tatălui. Și ce privilegiu pentru ucenici, ce privilegiu pentru noi să fim invitați ca și martori la acest eveniment. Să fim invitați ca și martori la părtășia aceasta specială între Domnul Iisus și ucenicii Lui și să fim invitați ca și martori la părtășia aceasta deosebită între Domnul Iisus Hristos și Dumnezeu Tatăl. Un moment privilegiat pentru noi să vedem, să privim, să ascultăm cuvintele Domnului Iisus Hristos, rugăciunea Domnului Iisus Hristos. Imaginați-vă pentru un moment să fi fost acolo. Am mai zis în trecut, predicând prin Evanghelia după Ioan, că avem această problemă că ne detașăm de textul Scripturii și nu realizăm că lucrurile acestea s-au întâmplat. Nu realizăm că lucrurile acestea au fost trăite de Domnul Iisus Hristos. Au fost trăite de ucenicii Lui. Imaginează-ți pentru un moment să fii la clip înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos, imediat după ce Iuda a fost demascat, izgonit, imediat după ce Domnul Iisus Hristos a anunțat în mod deslușit plecarea Lui, răstignirea Lui, și să fii acolo cu Domnul Iisus Hristos, cu ucenicii Lui și să auzi rugăciunea Domnului Iisus Hristos către Tatăl. Ființele noastre ar trebui să fie pătrunse. Celulele noastre, moleculele trupului nostru ar trebui să rezoneze citind și auzind aceste cuvinte a Domnului nostru Iisus Hristos. Este un mare privilegiu.
pentru noi ca și copii al lui Dumnezeu să putem să fim martori la această rugăciune a Domnului nostru Iisus Hristos. Deși este tangențial, cred că este bine de menționat și de subliniat, inclusiv aici, tiparul rugăciunii este menținut de Domnul Iisus Hristos. Ceea ce Domnul Iisus Hristos a învățat și a practicat despre rugăciune este menținut și aici. Așa nume, observați că Iisus se roagă cu glas tare împreună cu ucenicii lui, iar ucenicii tac. Ucenicii ascultă. Ucenicii participă la această rugăciune prin ascultarea rugăciunii. Da? Și ca tare avem această rugăciune înregistrată în Evanghelia după Ioan. Poate că unul, nu zic că nu, este și normal să fie așa, poate că unul o fi scăpat vreun amin, vreun aleluia. Ar fi greu ca să asculți această rugăciune și să nu scap vreun amin și un aleluia când auzi ceea ce spune Domnul Iisus Hristos. Când auzi ceea ce se roagă Domnul Iisus Hristos Tatălui și când realizezi că această rugăciune este cu siguranță ascultată, cu siguranță împlinită. Ar fi greu ca să nu scapi un amin și un aleluia. Dar tiparul este aceasta. Domnul Iisus Hristos, în acest grup restrâns, da? În acest grup restrâns, se roagă, iar ei ascultă și participă prin ascultarea lor. Haideți acum să intrăm în conținutul rugăciunii. Domnul Iisus Hristos își începe rugăciunea în acest fel. Tată, a venit ceasul, proslăvește-ți Fiul, pentru ca și Fiul să te proslăvească pe tine. De vreme ce ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Avem, în primul rând, o propoziție principală care introduce tema rugăciunii Domnului Iisus Hristos și anume, Tatăl a venit ceasul, proslăvește-ți Fiul. Asta este esența rugăciunii. Introducerea rugăciunii este propoziția principală din care decurg cele subordonate în textul nostru. Pentru că, da, avem aceste cuvinte de legătură care indică că tot ceea ce urmează în aceste următoare 4-5 versete sunt legate de această cerință a Domnului Iisus Hristos ca Tatăl să-L proslăvească pentru că a venit ceasul. Da? El vine și spune, pentru că și Fiul să te proslăvească pe tine. Este a doua propoziție subordonată. A doua este de vreme ce ai dat autoritate peste orice făptură și a treia propoziție subordonată, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Da? Haideți acum să ne uităm la fiecare fragment în parte și să vedem ce exact vrea ca să spună Domnul Iisus Hristos. Prima afirmație, Tată, a venit ceasul. Este o afirmație deosebit de puternică. Hristos afirmă suveranitatea meticuloasă a lui Dumnezeu peste viața sa. Hristos afirmă că a venit ceasul în care trebuie să împlinească acest eveniment deosebit. Hristos a venit cu un scop în această lume, conform planului etern al lui Dumnezeu și totul din viața lui, absolut totul din viața lui este conform acestui plan. Nașterea lui este conform planului, viața lui trăită, toate evenimentele din viața lui sunt conform acestui plan, inclusiv ceasul în care avea să pătimească era prestabilit, prerânduit de planul lui Dumnezeu. Interesant este că Domnul Iisus Hristos nu este deranjat de această realitate. Domnul Iisus Hristos nu are complexe cum avem noi despre această realitate. Păi ce rost mai are să trăiesc eu viața asta dacă oricum toate lucrurile sunt rânduite? Și El afirmă și se bucură în această realitate că totul este rânduit prin suveranitatea lui Dumnezeu. Totul este conform acestui plan, conform sfatului lui Dumnezeu, inclusiv ceasul în care avea să pătimească. Chiar în capitolul în care ne aflăm, există două elemente care vizează în mod specific această temă a suveranității meticuloase a lui Dumnezeu, a predeterminării, a decretării divină a tuturor lucrurilor. În primul rând, versetul 1, în care Hristos afirmă sosirea ceasului prestabilit de Dumnezeu
pentru moartea sa. La asta se referă Domnul Iisus Hristos când vorbește despre proslăvirea Lui. Există un ceas prestabilit. În Evanghelia după Ioan vedem diverse momente în care Domnul Iisus Hristos este persecutat, este vânat de iudei și se remarcă că n-au putut să pună mâna pe ei, pe el, pentru că încă n-a sosit vremea. Există o prestabilire a acestei vremi și Domnul Iisus Hristos cunoaște acest lucru și Domnul Iisus Hristos afirmă acest lucru. Iar Domnul Iisus Hristos aici spune, a sosit acest moment. A sosit acest moment în care El să fie proslăvit. În al doilea rând, în versetul 13, Hristos afirmă că Iuda a fost pierdut pentru ca să se împlinească Scripturile. Pentru ca să se împlinească Scripturile. Cei care au o problemă cu doctrina dublei predestinări, nu știu ce pot face cu persoana lui Iuda, care este cauza cea mai specifică, cea mai clară a dublei predestinări. Da? Este foarte clar. Omul acesta a fost pierdut pentru că așa au spus Scripturile. A fost pierdut pentru că l-a vândut pe Hristos și nu s-a pocăit. A fost pierdut pentru că a fost un om păcătos, pentru că s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Da! Da, el are toată vina pentru această pierzare. Și în același timp a fost pierdut pentru că așa a rânduit Dumnezeu și pentru că așa au scris Scripturile. Și Domnul Iisus Hristos nu are nicio problemă să afirme aceste adevăruri. Totul este rânduit de Dumnezeu. Totul este rânduit de Dumnezeu. Suferința Domnului Iisus Hristos, evenimentele vieții Lui, evenimentele vieții noastre și vom vedea mântuirea noastră, cât și pierzarea celor nemântuiți. Mai putem observa un lucru foarte important despre felul în care abordează Domnul Iisus Hristos acest subiect, adică a suveranității Lui Dumnezeu, a suveranității Lui meticuloase, că El știe că anumite lucruri sunt prestabilite. Și totuși le abordează în contextul rugăciunii. De multe ori aud argumente de genul, dacă toate sunt rânduite de Dumnezeu, dacă toate se vor întâmpla exact cum Dumnezeu a stabilit, de ce să ne mai rugăm? Pentru că oricum se vor întâmpla. Interesant este că Domnul Iisus Hristos, exact în cadrul rugăciunii, afirmă suveranitatea lui Dumnezeu peste toate lucrurile. Hristos ne dă o lecție excelentă în acest sens. Pentru Hristos, faptul că moartea sa este rânduită, faptul că este sigură, faptul că nu poate fi schimbată, nu îl împiedică să se roage pentru acest lucru. Domnul Iisus Hristos spune, bine, n-are rost, oricum tot ceea ce trebuie să se întâmple se va întâmpla. Domnul Iisus Hristos adresează rugăciuni Tatălui chiar dacă știe și afirmă chiar în cadrul rugăciunii că acel lucru este cert. Considerați pentru un moment rugăciunea din grădină, când Domnul Iisus Hristos se roagă în acest fel. Tată, dacă este cu putință, depărtează de la mine paharul acesta. Totuși, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Acum, întrebare. Ce credeți? Hristos știa sau nu știa dacă este cu putință să se îndepărteze paharul? Păi atunci de ce se mai roagă? De ce își irosește vorbirea? De ce își irosește energia? De ce mai deranjează pe Dumnezeu? Dacă Dumnezeu știa și El știa. Interesant. Hristos care este Dumnezeu întrupat, Hristos care este atotștiutor, care știe, El știe că nu este cu putință și Tatăl știe că nu este cu putință, pentru că ăsta este planul prestabilit și pentru că de aceea a venit pe pământ. Și totul Hristos se roagă. De ce? Pentru că rugăciunea nu este despre a schimba planul lui Dumnezeu. Pentru că rugăciunea nu este despre a-L convinge pe Dumnezeu ca să facă altceva. Pentru că rugăciunea în grădina Ghețimani era despre părtășia lui Hristos cu Dumnezeu Tatăl. Despre a-și vărsa inima înspre Dumnezeu Tatăl. Și spune, povara care este asupra mea, ca și om vorbind, este prea mare. Știu că nu este cu putință, dar ascultă această rugăciune, dacă ar fi cu putință. Scopul rugăciunii nu este de a-L motiva pe Dumnezeu să-și schimbe părerea. Scopul rugăciunii nu este de a-L motiva pe Dumnezeu de a-și schimba voia. Scopul rugăciunii este de a împlini voia lui Dumnezeu. Pentru că inclusiv rugăciunea noastră, inclusiv rugăciunile Domnului Iisus Hristos, fac parte
din planul lui Dumnezeu prin care El își împlinește voia. Este o bucurie a lui Dumnezeu să se folosească de rugăciunile noastre pentru a împlini planul Său suveran. Și este un privilegiu al nostru de a adresa rugăciuni în scopul de a împlini voia lui Dumnezeu. Nu în scopul de a-L condiționa pe Dumnezeu să schimbe planul. Eram la masă zilele trecute și la masa de lângă mine stătea un grup de penticostali. Și mi-a fost foarte, foarte greu să nu mă ridic să mă duc la ei, dar m-am abținut. Și unul dintre ei era un păstor. Nu-i cunosc numele, nici nu contează. Și păstorul acesta își învăța ucenicii de la masă cum să se roage. Și el spunea așa, măi, când te rogi, nu trebuie să spui, Doamne, dacă este după voia Ta, Doamne, dacă s-ar putea. Tu trebuie să impui lui Dumnezeu. Eu așa îi învăț pe mine să roage. Uite, îți dau un exemplu. Cu tare, o fată a vrut să meargă la facultate. Și ea s-a tot rugat, Doamne, dacă este cu putință, ca să intru la Oradea. Și i-am spus, nu așa. Te rogi lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, nu există nicio altă opțiune, pe mine mă trimis la Oradea. Așa îi place la Dumnezeu. Mie mi se ridica părul pe mână. Când mă gândeam că o să trimit Dumnezeu foc din cer, să ne trăznească acolo pe terasă, mi-a să mă mut la 2-3 mese mai încolo. Ce om întunecat la minte, care crede că îi poate vorbi lui Dumnezeu așa. Doamne, nu-ți dau opțiuni? Cum zic eu? Și să mai pretinzi că asta este credința. Când Domnul Iisus Hristos, care este Dumnezeu întrupat, spune voia Ta să se facă, Doamne. Nu cum vreau eu acum ca și om, pentru că sunt apăsat de durerile acestea. Voia Ta, asta este important. Ceea ce maschează, ceea ce se joacă astăzi teatru ca și fiind credință. Este orgoliu omenesc. Este nebunie omenească. Scopul rugăciunii este părtășia noastră cu Dumnezeu. Este comuniunea noastră cu Dumnezeu. Este schimbarea noastră ca să fim capabili de a îndeplini voia lui Dumnezeu. Nu este modificarea voiei lui Dumnezeu. Dacă planul lui Dumnezeu nu poate fi schimbat, de ce să mă mai rog? Ca planul lui Dumnezeu să fie împlinit prin mine. Ca să fiu un instrument în mâna lui Dumnezeu și să simt bucuria de a fi folosit de Dumnezeu în împlinirea planului Său. Hristos nu se roagă pentru că este incert despre ce se va întâmpla. Hristos nu se roagă pentru a schimba ce se va întâmpla. Hristos se roagă pentru că știe că prin rugăciunea Lui, planul lui Dumnezeu va fi împlinit. Și rugăciunea Lui, cum ziceam, în esență, este aceasta. Proslăvește-ți Fiul pentru ca și Fiul să te proslăvească pe tine. La ce se referă Hristos când cere să fie proslăvit? Se referă, clar, ca să fie din nou în prezența Tatălui. Vedem acest lucru. Acum, spune Domnul Iisus Hristos, proslăvește-mă Tu, Tată, în prezența Ta, cu slava pe care o aveam în prezența Ta înainte de a fi lumea. Dar în același timp se referă la jertfa Lui, care era momentul, era ușa prin care urma să ajungă înapoi în acea slavă în care era dinainte de întemeierea lumii. De-a lungul Evangheliei după Ioan, dacă citiți cu atenție, veți vedea că această frază a proslăvirii este folosită să indice moartea Domnului Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos cerea în acest moment nu doar de a fi în prezența Tatălui, dar în mod conștient cerea ca să fie proslăvit prin moartea Lui, prin pătimirea Lui pe cruce. De asemenea, vedem că scopul nu este doar ca El să fie proslăvit, ci este vorba de o proslăvire care este în mod reciproc. Hristos dorește să fie din nou în slava care o avea înainte de întemeierea lumii, știind că aceasta va trece prin drumul crucii, știind că aceasta va însemna cea mai cruntă suferință. Și motivația pentru a suferi aceste lucruri nu este doar ca El să fie proslăvit, nu este ca El doar să se bucure de acea slavă, motivația este ca prin proslăvirea Sa, Tatăl să fie proslăvit. Există o motivație reciprocă în cerința aceasta. De asemenea, există o motivație de proslăvire reciprocă în sânul Sfintei Trăimi.
Duhul Sfânt vrea ca să îl proslăvească pe Fiul. Fiul vrea ca să îl proslăvească pe Tatăl. Da? În Apocalipsa vedem că toată slava este direcționată apoi asupra Mielului, asupra Fiului. Există o relație reciprocă de proslăvire care ni se elucidează în Sfintele Scripturi. Există o dorință ca slava Dumnezeirii să fie revărsată peste persoanele Sfintei Treimi. Ceea ce urmează în rugăciunea Domnului Iisus Hristos ne duce într-un subiect mai dificil, și anume problema ispășirii particulare. Problema ispășirii limitate, cum zic unii, și este interesant faptul că Domnul Iisus Hristos leagă acest subiect de proslăvirea lui Dumnezeu. Și asta ar vrea ca să fie și teza mea în această dimineață, și anume faptul că ispășirea particulară, faptul că ispășirea limitată îl proslăvește pe Dumnezeu. Este legată de proslăvirea lui Dumnezeu. Este necesară, conform Domnului Iisus Hristos, pentru proslăvirea lui Dumnezeu. Hristos leagă această proslăvire care o cere, această proslăvire reciprocă, această proslăvire realizată prin jertfa sa, de particularitatea în intenție și în rezultat a jertfei. Repet. Hristos leagă proslăvirea care o cere de faptul că jertfa lui va realiza și are o intenție particulară. El nu cere pur și simplu, Doamne, proslăvește-mă prin moartea mea. Ce se întâmplă după aia nu contează. Nu. Există o intenție și un rezultat particular, anume, specific, la care se așteaptă Domnul Iisus Hristos să se realizeze pentru ca El să fie proslăvit și Tatăl să fie proslăvit prin jertfa Lui. Și trebuie să vedem la ce anume se referă Domnul Iisus Hristos dacă vrem să înțelegem slava despre care discută Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos spune în felul următor: de vreme ce i-ai dat autoritate peste orice făptură, ca să le dea viață veșnică tuturor celor pe care i-ai dat tu. Și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care l-ai trimis tu. Primul lucru. Hristos spune că are autoritate peste orice făptură. Altfel spus, El dispune să facă cu orice făptură ce dorește El. Sunt a Lui. Pentru că prin El toate au fost create, prin El toate se țin și pentru El. Și pentru El există. El este motivul existenței noastre. Și această motivație, această existență noastră motivată de Hristos este câteodată greu de înțeles. John Lennox zicea la un moment dat, într-o dezbatere, cineva l-a întrebat: de ce nu poți înțelege că noi existăm, pur și simplu că Universul și cauzele astea naturale și așa ne-au dus în existență? Și John Lennox explica și zicea: măi, uite, dacă te-aș întreba, de exemplu, de ce fierbe apa? Ai putea să spui că apa fierbe pentru că există foc sub ea care produce o energie calorică și așa mai departe. Dar o să spun eu de ce fierbe apa. Pentru că vreau un pahar de ceai. De aceea fierbe apa. Există foarte multe dezbatere, dacă înțelegeți, există foarte multe dezbatere despre cum am ajuns să existăm. Da? Și dezbaterea asta va dura până la sfârșitul lumii, când ne va explica Dumnezeu exact cum s-a întâmplat în Geneza 1 și 2. Dar un lucru este cert. De ce am ajuns să existăm este pentru că Dumnezeu a vrut ca noi să existăm. Pentru că Hristos a dorit ca noi să existăm. Noi existăm pentru El. Lumea aceasta există pentru El. Lumea aceasta a fost creată prin El. Și se ține prin El. Ca atare, El dispune de toată autoritatea să facă cu creația Lui ce vrea El. Este a Lui. Este a Lui în totalitate, da, în totalitate. În al doilea rând, vedem că Hristos, deși dispune de această autoritate peste întreaga creație, peste orice făptură, Hristos spune că El nu procură viața veșnică pentru orice făptură, ci pentru un grup specific, pentru un grup definitiv, ca să le dea viața veșnică tuturor. Punct? Nu.
Dar dacă ideea este, pentru că Hristos este creatorul tuturor, pentru că El deține autoritate peste toți, înseamnă că El le dă viață tuturor, ar putea pune punct aici. Dar El nu pune punct aici. Ca să le dea viață veșnică tuturor ce au fost dați lui Hristos de Dumnezeu Tatăl. Nu doar că ispășirea este definitivă, aici în sensul că Hristos identifică un set de oameni pentru care El urmează să fie proslăvit, adică să pătimească, să jertfească, și este vorba clar despre cei care au fost dați Lui, un grup specific care au fost dați Lui, dar și efectele ispășirii sunt distinctive, sunt eficiente. Altfel spus, și pentru cine este ispășirea și ce va realiza ispășirea aceasta este clarificat de Domnul Iisus Hristos. Aceștia care fac parte din cei dați lui Hristos, spune Domnul Iisus Hristos că vor beneficia de viață veșnică. Da? Există un efect al acestei ispășiri. Domnul Iisus Hristos merge mai departe. Cum anume vor beneficia de viață veșnică? Și El spune, și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos care L-ai trimis tu. Ceea ce înseamnă că în jertfa Domnului Iisus Hristos este cumpărată și această cunoaștere, este procurată și această cunoaștere. Dacă Îl cunoști pe Hristos, este pentru că El a procurat această cunoaștere pentru tine. El a procurat iertarea păcatelor, El a procurat veșnicia și El a procurat cunoașterea ta acestor realități. Nu este precum Hristos a murit pentru oricine, există undeva un tezaur al jertfei Lui și acum ține de tine să accesezi acel tezaur. Și prin cunoașterea ta devii beneficiar. Dacă ai cunoscut bine, dacă n-ai cunoscut, e treaba ta. Dar acolo este jertfa pentru oricine și dacă tu cunoști, beneficiezi. În niciun caz. Ci, Domnul Iisus spune că dacă Hristos a murit pentru tine, El a cauzat cunoașterea ta. El a garantat cunoașterea ta. Dacă astăzi Îl cunoști pe Hristos, este pentru că El a murit pentru tine. El n-a murit pentru tine pentru că tu ai decis la un moment dat să-L cunoști. Și ai accesat. Ai prins din jertfa Domnului Iisus Hristos. Asta este teologia catolică, asta este teologia ortodoxă, da? Există un depozit al Harului și Harul acela se împarte oamenilor prin diferite chestii. La catolici este prin indulgențe, la ortodox este prin pomane, prin spovedanii, prin tot felul de chestii, prin biserică, prin sfinți și tu trebuie să accesezi. Și dacă poți accesa suficient de mult din acel tezaur, din acel depozit, ești mântuit. Asta nu este creștinism, asta nu este Evanghelia. Evanghelia este că Hristos a realizat totul și apoi tot El a aplicat totul în tine. Cum? Prin credința care ți-a dat-o în dar. Prin cunoașterea Lui care a lucrat-o El prin lucrarea Duhului Sfânt. Nu că noi am făcut ceva ca să merităm sau să beneficiem de jertfa Lui. Jertfa Lui este completă. Jertfa Lui este distinctă și specifică și eficientă. Hristos a intenționat să răscumpere un popor. Hristos a intenționat să răscumpere un grup de oameni anume și toate efectele care decurg de acolo sunt certe. Toate efectele. În Ioan capitolul 10, Hristos prezintă același lucru și în multe alte locuri în Scriptură, ceea ce pe mine mă miră dacă astăzi se vorbește despre această temă de parcă ar fi tabu. Acum să nu vorbim prea mult despre predestinare, despre ispășirea limitată, că astea nu sunt chestii importante. Bun, atunci Ioan 6, 10, 17, Efeseni 1, 2, Romani 8, 9, Coloseni și mai... De ce sunt Scriptură? Evident, Apostolul Pavel și Domnul Iisus Hristos nu știau ce ziceau și ce predicau, dacă lucrurile astea nu sunt importante. Lucrurile acestea sunt importante pentru că, vom vedea mai clar, țin de problema slavei lui Dumnezeu. În Ioan, capitolul 10, Hristos prezintă același lucru în altă terminologie. Eu sunt păstorul cel bun, 10 cu 11. Și păstorul cel bun își dă viața pentru oi. Eu sunt păstorul cel bun, versul 14. Și le cunosc pe cele ce sunt ale mele, iar cele ce sunt ale mele mă cunosc pe mine. Ce frumos se lucidează textul nostru despre cunoașterea Domnului Iisus Hristos.
cu acest text. De ce cunosc oile pe Hristos? Pentru că este păstorul lor. Pentru că și-a dat viața pentru ele. De aceea oile îl cunosc. Nu că sunt oițe mai istețe. Nu că au studiat mai mult. Da? Nu că la întâmplare s-au născut într-o biserică. Oițele îl cunosc pe Hristos pentru că El a hotărât ca ele să fie oi. Ca ele să, El să-și verse sângele pentru ele. Tot așa cum Tatăl mă cunoaște pe mine, iar eu îl cunosc pe Tatăl, iar eu îmi dau viața pentru oi. Foarte frumos în versetul 15. Relație de cunoaștere între Tată și Fiu. Cum îl cunoaște Hristos pe Tatăl și Tatăl pe Fiul? Îl cunoaște din veșnicie? Îl cunoaște în mod desăvârșit? Îl cunoaște în dragoste? Am putea enumera tot felul de aspecte despre cunoașterea Tatălui asupra Fiului și a Fiului asupra Tatălui. Cunoașterea despre care vorbește Domnul Iisus Hristos nu este doar una de preștiință. Da? Când Apostolul Pavel spune în Romani pe cei care i-a cunoscut mai dinainte, el se referă la această cunoaștere. Pe cei care i-a iubit, avea o părtășie. Ce minunat este să te gândești că Hristos te-a cunoscut mai dinainte ca tu să existi. Hristos te-a iubit mai dinainte ca să existe ceva. În mintea lui Dumnezeu n-a existat un timp în afara timpului în care să nu te iubească. Dacă nu ești copleșit de acest gând, probabil că nu l-ai înțeles. Că tu ai fost și cu mine am fost în mintea, în inima lui Dumnezeu din veșnicie și vom fi în veșnicie. Versetul 17. De aceea mă iubește Tatăl, pentru că eu îmi dau viața să o iau din nou. Nimeni nu o ia de la mine, ci eu o dau de la mine însumi. Am autoritate să o dau și am autoritate să o iau din nou. Am primit această poruncă de la Tatăl meu. În versetul 25, Domnul Iisus spune, v-am spus, dar tot nu credeți. Lucrurile pe care le fac eu, în numele Tatălui meu, ele depun mărturie despre mine. Însă voi nu credeți, pentru că nu sunteți din oile mele. Nu că nu sunteți din oile mele pentru că nu credeți, ci nu credeți pentru că nu sunteți din oile mele. Oile mele ascultă glasul meu, eu le cunosc, iar ele mă urmează. Eu le dau viață veșnică și în veac nu vor pieri. Apropo, dacă pierd din viața veșnică care ți-a dat-o, nu-i veșnică prin definiție. Da? Deci ideea aceasta că ți-a dat Hristos viață veșnică, dar după aia tu poți ca să o pierzi pe drum, este aberantă. Înseamnă că Hristos nu ți-a dat ceea ce El a zis că ți-a dat. Viață veșnică. Oile mele, eu le dau viață veșnică și în veac nu vor pieri. Și nimeni nu le va smulge din mâna mea. Tatăl meu care mi le-a dat este mai mare decât tot. Și nimeni nu le poate smulge din mâna Tatălui. Eu și Tatăl una suntem. Ce declarație extraordinară. Siguranța noastră, mântuirea noastră, pecetluită cu promisiunea unității în dumnezeire. Dacă Dumnezeu Tatăl, cu Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt au alcătuit acest plan, au luat această decizie, nimic nu poate spulbera. Nimic nu poate schimba. Misiunea Domnului Iisus Hristos, pentru care spune El că va fi glorificat, prin care Dumnezeu Tatăl este glorificat, este aceasta. Să răscumpere în mod definitiv, în mod total, în mod deplin, un grup anume, un grup distinct. Și anume, oile lui, sau biserica lui, sau copiii lui, sau poporul lui. Biblia are tot felul de denumiri. Hristos spune, în introducerea rugăciunii lui, că ispășirea prin care El este glorificat și ispășirea prin care Tatăl este glorificat este ispășirea care realizează această realitate pentru acești oameni. Altă ispășire nu-L glorifică pe Dumnezeu. O ispășire care nu produce aceste rezultate. O ispășire care nu este aplicată unor oameni anume și doar potențial unei lumi întregi. Misiunea Domnului Iisus Hristos nu este doar să moară, ci este să moară cu un scop anume, pentru un grup anume, cu un efect anume. Și a limita această realitate în orice sens, a altera această realitate în orice sens, este să furi din slava lui Dumnezeu. Este să iei din meritul Domnului Iisus Hristos. R.C. Sproul zicea că oricum privești problema ispășirii,
ea trebuie să fie limitată. N-are cum. Din orice perspectivă o privești, ea va fi limitată. Problema este cine o limitează, da? Cine o limitează? Ori este limitată în sensul că Dumnezeu intenționează să mântuie un anume grup și doar acel grup este intenționat să fie beneficiarul ispășirii, adică ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în acest text, este o limitare divină. Domnul Iisus Hristos merge la cruce cu un plan, cu o idee clară despre cine va fi mântuit prin ispășirea lui. Și ia asupra lui păcatele acelor oameni și ispășește pentru acele păcate. Sau este limitată de om. În sensul că Hristos moare cu intenția de a ispăși pentru toți oamenii, dar omul este cel care limitează efectul ispășirii. Omul acceptă sau refuză, accesează sau nu accesează. Asta este limitarea umană a ispășirii. Este uimitor pentru mine cât de ușor oameni care pretind că sunt credincioși, că îl iubesc pe Dumnezeu, că îl cunosc pe Dumnezeu, îl limitează pe Dumnezeu. Își permit să-l limiteze. Și nu-i mare lucru. Și când îi întreb, dar cum să fac? Păi Dumnezeu își limitează aici niște atribute. Cum? Dumnezeul infinit să limitează? Așa de ușor, de nonșalant. Îl limitează pe Dumnezeu. Dacă zici unui om, Dumnezeu are intenția de a mântui, a avut intenția de a mântui prin jertfa Domnului Iisus Hristos pe toți oamenii, fără excepție, dar nu poate. Nu poate, este limitat de decizia ta. Majoritatea creștinilor, între ghilimele, să zică, sună ok. Asta este. Da. Dacă tu nu decizi, El este limitat. Dumnezeu este limitat. Cei mai mulți nu sunt deranjați de faptul că decizia lor, unor oameni finiți, unor ființe create, limitează decizia Dumnezeului infinit. Nu sunt deranjați de asta. Dar, dacă zici acestor oameni, Dumnezeu poruncește tuturor oamenilor, fără excepție, să se pocăiască, să creadă în El. Dar decizia Lui a fost să dea viață veșnică prin jertfa Domnului Iisus Hristos, doar pentru ce aleși de El. Altfel spus, cine va crede și se va pocăi, este definit, determinat, limitat de decizia lui Dumnezeu. Dacă spui așa ceva, se declanșează un război. Se declanșează un război. Ce nedreptate! Cum ar putea Dumnezeu să facă așa ceva? Nu vi se pare inechitabil că atunci când e un om finit, scos din pământ, îl limitez pe Dumnezeu și îi spui, auzi, ce eu decid te limitează pe tine. E ok. Dar când decizia lui Dumnezeu, infinit, mă limitează pe mine, nu-i mai ok? Cine se consideră Dumnezeu în acel context? Cine are mai multă importanță în acel context? Adică am vrea să spunem că noi avem dreptul să limităm pe Dumnezeu prin deciziile noastre, dar El nu are voie prin deciziile Lui într-un fel să ne limiteze pe noi. Ce aberant! Gândiți-vă logic. Înainte ca eu și cu tine să decid ceva, orice, nu despre mântuire, nu despre credință, orice, să decid orice, era nevoie ca El să decidă. Era nevoie ca El să decide să creeze ceva. Era nevoie ca El să te creeze pe tine. Înainte ca tu să poți decide ceva, da? Orice ar fi. Am spus, cum ai putea tu decide ceva dacă Dumnezeu n-ar fi decis să te creeze pe tine? Te strofoși. Păi, dar Doamne, dar eu am dreptul să decid. Măi, omule, înțelegi că înainte ca tu să poți decide, ai depins de decizia Lui să te creeze. Este precum un pictor, și cred că mai folosit exemplu, ar sta în fața unei pânze albe și ar spune, ok, aștept să decidă personajele care le voi picta, ce vor să fie? Păi este nevoie ca El să decidă ce să picteze pe acea pânză albă. Ăsta este universul inexistent în mintea lui Dumnezeu. Diferența este că Dumnezeu nu este schimbare și că Dumnezeu a știut din veșnicie în veșnicie exact ceea ce va fi. Ca tare și decizia Lui este prestabilită de El din veșnicie. N-a fost un moment în care a zis, măi, oare ce o să fie în universul ăsta? Oare Cristi va exista sau nu va exista? Ideea că tu ai putea ca să vii,
după aceea în istorie și să condiționezi prin decizia ta pe Dumnezeu care a hotărât totul în afara istoriei este aberant. Este copilăresc. Dovedește că nu știi cine este Dumnezeu. Nu știi cu cine stai de vorbă. Dumnezeu este cel care a decis și deciziile Lui limitează nu doar mântuirea noastră. Limitează totul. Decide totul. O simplă decizie a lui Dumnezeu ar fi făcut nul orice decizia noastră. Decizia să nu creeze. Pur și simplu. Mai străfoacă-te. Mai decide ceva în paradigma aceasta în care Dumnezeu ar fi hotărât să nu te creeze. Sau să nu creeze nimic. Dar nu că înainte să fiu eu creat, eu am decis că trebuie să exist. Ești nebun. Ești întreg la minte. Te auzi ce vorbești. Tu nu poți decide ceva decât datorită faptului că El a decis ca tu să poți decide. Ca tare, tu ești condiționat de deciziile Lui. Tu existi și te miști. Și ai viață în Dumnezeu. Și ai viața care El ți-o dă, decisă de El, hotărâtă de El. Și ai viața veșnică care El ți-o dă. Poziția biblică, poziția reformată a ispășirii, se regăsește expre în acest text. De vreme ce ai dat autoritate peste orice făptură ca să le dea viața veșnică tuturor celor ce sunt dați lui de Tatăl. Poziția doctrinară, istorică, biblică este aceasta. Ispășirea lui Hristos, jertfa Domnului Iisus Hristos, este suficientă ca și valoare pentru toți oamenii. Dar eficientă ca și efect, ca și intenție pentru cei aleși de Dumnezeu. Ce vrem să spunem prin asta? Persoana Domnului Iisus Hristos și jertfa sa este infinit de valoroasă. Ca și valoare, ea este suficientă să acopere păcatele întregii lumi fără excepție. Un singur strop, ați auzit expresia asta, un singur strop din sângele Domnului Iisus Hristos ar putea șterge păcatele întregii lumi. Așa este. Dar, în același timp, afirmat de Domnul Iisus Hristos, eficiența ei, intenția acestei jertfe, este specifică, este limitată. Și întrebarea la care tu trebuie ca să răspunzi în această dimineață, este limitată de cine? Și limitată de ce? Iar textul nostru răspunde, afirmând, cum am văzut, că valoarea și autoritatea lui este universală, de vreme ce el are autoritate peste orice făptură, el poate mântui orice făptură. Dar, în același timp, afirmă intenția particulară a ispășirii ca să le dea viață veșnică tuturor celor ce au fost dați de Tatăl Fiul. Ambele sunt adevărate. Valoarea infinită, potențialul infinit, intenția și rezultatul particular din partea jertfei Domnului Iisus Hristos. Dacă ar fi să răspundem la această întrebare, limitată sau determinată de ce sau de cine, și ar fi să răspundem din acest text sau din Evanghelia după Ioan, cum ar trebui să răspundem? Simplu. Limitată sau determinată de hotărârea Tatălui de a da pe unii oameni lui Hristos. Și prin această ispășire, Hristos realizează această misiune prin care El mântuie pe acești oameni. Realizează această plată prin care procură toate beneficiile mântuirii. De la iertarea păcatelor, până la convingerea noastră prin lucrarea Duhului Sfânt de păcat, până la nașterea din nou, până la glorificarea noastră. Toate sunt cumpărate, procurate în jertfa Domnului Iisus Hristos pentru cei care i-au fost dat. Orice alt răspuns nu este scriptural, ci este din imaginația umană și nu din textul biblic. Orice alt răspuns îl limitează pe Hristos și slava Lui. Și elevează propria noastră slavă și propria noastră putere dincolo de cea lui Hristos. Orice alt răspuns fură din slava lui Dumnezeu. De aceea în această dimineață, dacă ești un credincios, este important, este esențial pentru a acorda lui Hristos, pentru a acorda lui Dumnezeu slava care îi se cuvine.
să afirm și să proclam și să te bucuri în faptul că dacă ești credincios, dacă îl cunoști, dacă ai ajuns la el, este datorită jertfei lui, care a cumpărat pentru tine toate aceste beneficii. Nu pentru că tu ai făcut ceva să beneficiezi de ele, nu pentru că tu ai ales, nu pentru că tu ai ajuns la un alt nivel intelectual sau spiritual, ci pentru că el a îndeplinit cu desăvârșire misiunea dată de Tatăl. Să vină și să răscumpere tot ce i-a fost dat și să nu piardă nici măcar pe unul. Dumnezeu să fie lăudat pentru jertfa lui desăvârșită, pentru efectele desăvârșite care curg din ea și pentru faptul că în această jertfă am fost cuprinși și noi. Amin.